pot să mă apuc să planific ziua de mâine cu elevii mei, cu așa agendă și așa moment. Vă invit pe voi. Un cadou creat pentru profesoarele pretențioase și elegante. Așa ales să facă reclamă pe contul său de pe o rețea de socializare, Claudia Chiru, învățătoare din București, unui set cadou conceput special pentru cadrele didactice. Acesta costă 236 de lei. Acțiunea de PR a învățătoarei a reușit să strânească un val de critici. Până nu vom avea niște sancțiuni clare, astfel încât acești profesori care încalcă codul de etică să nu mai fie spălați prin comisiile de disciplină, sistemul educațional nu își va reveni. Ministerul Educației își exprimă în termenii cei mai fermi dezacordul față de astfel de practici pe care le consideră imorale și nedemne de comportamentul pe care ni-l dorim în rândul profesorilor noștri. Ministerul Educației roagă cadrele didactice și părinții să renunțe la practica achiziționării sau a strângerii de fonduri pentru cadouri. Potrivit regulamentului școlar, părinții nu mai pot aduna bani pentru cadourile profesorilor, pot însă susține acțiunile de întreținere și modernizare a clasei sau a școlii prin acțiuni de voluntariat. Contactată de știrile TVR, învățătoarea Claudia Chiru a ținut să precizeze că firma care vinde astfel de cadouri dedicate profesorilor nu îi aparține și că intenția de a face reclamă unor astfel de daruri este una dintre cele mai bune. Nu am nicio legătură cu firma și nu am niciun beneficiu financiar de pe urma acestei colaborări sau acestei firme. Nu văd unde e imoralitatea, pentru că eu nu am spus în niciun moment că aștept să mi se cumpere acest cadou sau că îl recomand părinților. Eu n-am spus asta. Eu am adresat oamenilor care doresc să cumpere acest cadou pentru că mie mi-a plăcut, este util în meseria mea. Tema cadourilor pentru profesori umple de mesaje grupurile de părinți din țara noastră. În Anglia, o școală i-a rugat pe părinți să nu cheltuiască mai mult de 50 de lire pentru cadourile profesorilor, pentru a nu îi pune într-o situație jenantă. Iar în Germania, un profesor a fost amendat cu 4.000 de euro pentru că a acceptat un cadou din partea elevilor care valora 200 de euro.